La nivelul județului Gorj, prin planul aprobat de Guvernul României, vom avea exercițiu de înștiințare, de avertizare și alarmare a protecției civile. Practic, între orele 10 și 11 se vor auzi sirenele la nivel de întreg județ. Și pentru a nu crea în plus, să zicem, o situație de disconfort, populația trebuie să știe că în cursul zilei de mâine va avea loc acest exercițiu. De altfel, astăzi este Ziua Protecției Civile. Se împlinesc 90 de ani de la înființarea Detașamentului pentru Protecția Civilă. Și acum să revenim la discuția vis-a-vis de această perioadă în care cu toții știm că la nivelul județului Gorj am avut aceste seisme. Știm cu toții că primul a fost în data de 13, a fost un seism care a avut o intensitate mai mică, de 5,2. În acel moment, de fapt, în ziua de 13 eram la comandă, cum se zice, pentru că doamna prefect era în concediu. Am luat primele măsuri pentru că am avut o problemă atunci la nivelul instituției prefectului. Au apărut câteva crăpături în sala Maură. Am închis, după ce au venit cei de la ISU și specialiștii de la Inspectoratul în Construcții, am luat decizia să închidem sala Maură și... Deci, în sfârșitul noastră că ați făcut o inventariere a locațiilor afectate cu tremur. Am făcut o inventariere a locațiilor. A apărut marți cel de-al doilea cu tremur. După aceea, în momentul în care s-a terminat în primele secunde, am luat decizia, am plecat la ISU Gorj și am convocat Comitetul în situații de urgență. Toată această perioadă am ținut legătura cu doamna prefect, m-a anunțat atunci că revine din concediu și cu toții am așteptat-o și pe dânsa la ISU. Și am început activitatea discutând cu toți factorii de decizie, cu cei de la Inspectoratul în Construcții, Jandarmerie, Poliție, ISU, am discutat cu managerul de la spital, pentru că eram în situația în care nu știam exact ce s-a întâmplat și atunci trebuia să fim foarte operativi și să luăm măsurile specifice în asemenea situații. S-a făcut o primă evaluare în acea seară, au plecat patru comisii la nivel de Târgu Jiu pentru că primeam informațiile la ISU. Care au fost cele mai afectate localități? Atunci am primit informații din Târgu Jiu, de la Runcu, de la Arcani, de la Stănești, Bălești. Erau mai multe localități atunci care ne dădeau informații vis-a-vis de cutremur. Dacă îmi permite să vă rog să facem o scurtă pauză și îmi cer scuze, vom reveni cu dumneavoastră în studio, pentru că în discuția noastră ni s-a alăturat domnul Mihai Diaconescu, seismolog al Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Bună seara și vă mulțumesc mult! Bună seara! Că ați acceptat invitația de a vă alătura telespectatorilor postului nostru de televiziune. Domnule Diaconescu, spuneți-mi, există vreo formulă științifică astfel încât să ne puteți anunța dinaintea producerii unui seism? Nu. Deci nu există nicio metodă, nicio formulă, nicio teorie, absolut nimic, care să ne facă sau să avem convingerea că se va produce un cutremur. Nu la noi, nu numai la noi, dar peste tot în lume. Predicția cutremurilor este încă o chestie discutabilă. Și în Japonia, și în America, și în Turcia, și la noi. Spuneți-mi, vă ascult, există o legătură între cutremurele care au fost acum în Turcia și țara noastră? Deci până la ora actuală
nu avem nicio dovadă în acest sens că influența. Dacă ar fi influențată, mă rog, și parlă că vă referiți la segmenta de la Târgu Jiu, ar putea da, fi... Da, de la Gorj. Ar putea fi influențate prin o cale puțin mai ocolită, prin sudul continentului, prin Italia, mai bine spus, prin placa Apuliană. Numărul mare de cutremure care au existat aici în zona Olteniei, spuneți-mi, vă rog, există științific vreo posibilitate să ne spuneți dacă vor mai continua sau rămân la aceeași intensitate, pentru că au fost foarte multe. Mai știți ce se întâmplă? Nu este prima secvență seismică cu un număr atât de mare de cutremure. Deci, la Galați nu era nicio Turcie la vremea respectivă. Adevărat. La un cutremur, la două cutremure de patru, au fost peste 1000 de replici. Într-o lună. O lună jumate. Să zicem. Aici am avut un cutremur de 5,2 și un cutremur de 5,7. Un cutremur de 5 este de 32 de ori mai puternic decât un cutremur de 4. Deci dați-vă seama ce diferență a fost. Nu trebuie să ne mirăm că avem 1000 de replici până acum. Poate se va depăși. Dar oricum, se constată în ultimile zile o descreștere accentuată a numărului și a magnitudii acestor replici. Ceea ce ne face să sperăm Așa. Că ne apropiem de închiderea acestei secvențe. Sensibilitate pe zonă va rămâne. Va mai apărea din când în când un cutremur de 2, de 3. Da. Oricum zona era cunoscută că produce și cutremure de 4, cel mai frecvent. Anul trecut a fost unul. În vară, da. Păi 17 iulie, dacă țin bine minte. Deci nu trebuie să ne mirăm dacă va mai apărea din când în când cât un cutremur. Dar ideea este că mergem spre o regularizare a activității, o încetare a acestei secvențe și o destresare a populației. Este un lucru extraordinar de bun, pentru că am văzut, sunt destul de multe persoane neavizate care fac extraordinar de multe pronosticuri legate de un cutremur mare. Și... Vă ascult. Acum, oricine poate să facă orice pronostic. Important este că trebuie dovedită metoda prin care a făcut, sau mă rog, pe ce se bazează când face acest pronostic, pentru că ar fi total nepotrivit ca pe o populație care este fricoșată de aceste cutremure, care s-au speriat și pe bune dreptate. Un cutremur de 5-7 nu e la îndemâna oricui să-l suporte cu bine, să mai vină o veste de genul acesta, vă dați seama că nu este tocmai plăcut și ar că ar trebui să dăm dovadă de reținere când facem astfel de afirmații. Populația este oarecum fricoșată, pentru că sunt destul de multe clădiri la ora actuală care nu ar sta în picioare. Asta nu știu. Eu am fost în Târgu Jiu săptămâna trecută, am stat de vorbă cu, mă rog, cât s-a putut câteva ore cu cetățenii din oraș. Am vizitat cele două biserici care sunt mai avariate. M-am uitat și pe la prefectură și prin centru au fost coșuri căzute. E adevărat. S-a acționat rapid, s-a strâns miseria, s-a dispărut factorul de stres. Acum că vor exista clădiri, vă dați seama, poate că vor exista, poate aveți dreptate. Dar nu am reușit în două ore cât am stat în Târgu Jiu să le văd. Care ar fi mesajul dumneavoastră pentru telespectatorii noștri, nu doar cei din Târgu Jiu, sau în mod special cei din Târgu Jiu, din județul Gorj, dar și pentru restul României? Aici am un mesaj mai mult pentru cei din Târgu Jiu, că restul României nu este afectată de această segmentă seismică și privesc cu detașare. Asta este adevăr. Această secvență. Că noi, ca institut, nu putem face decât să monitorizăm și să încercăm să localizăm cât mai bine aceste cutremure pentru a vedea de ce, cum și când se vor opri.
Dacă îmi permiteți, aș dori să vă mai întreb un ultim lucru. Da. Există destul de multe persoane, așa, pe teoria ale conspirațiilor, să le spunem, legate de cutremurele de aici, din zona Olteniei. Ba că este un vulcan, ba că s-a forat de către nu știu ce firme. Care ar fi concluzia dumneavoastră a specialiștilor, a celor care cu asta se ocupă? Deci chiar rugăm populația să intre pe site-ul INFP. Da. Și acolo există o întrebare, l-ai simțit? Și să intre și să spună cum l-a simțit, ce i s-a părut ciudat, ca poate să scrie și dacă noi suntem informați, să ne spună unde s-a forat. Că noi am tot și în vizita în care am fost, n-am stat mai în Târgu Jiu, m-am plimbat și prin zonă pe acolo, n-am sesizat să fie, să existe sonde. Deci nu ați descoperit nimic în neregulă? Eu n-am putut să acopăr toată zona, vă dați seama, într-o zi. Dar pe unde am fost, eu nu am văzut vreun foraj. Dacă sunt foraje la 50 de kilometri, asta e cu totul altceva. Dar nu, alea nu influențează în orice caz zona nord-vest, Turmijiu, unde este localitatea acestă noapte cu tremur. Deci, ca o concluzie, cu tremurele de aici, din zona Olteniei, ar fi normale, înțeleg, nu? Ar fi normale, da. Da. Deci, cu tremure de natură tectonică, care probabil că au o cauză tot tectonică legată de constrângerile zonei, datorită faptului că este localizată într-o zonă de curbură care este afectată nu oarecum direct de zona adriatică, care a, clar că a suferit influențe de la turci. E prea complicat, acum m-aș ocupa tot spațiul așa, și de cele, de Carpații Meridionale, zona orizontală, est-vest, pentru că știm bine că așa, acolo e flexura Carpaților, și Balcanii dinspre sud. Și probabil că din acest joc de tensiuni s-a născut această senzație. Ar mai putea exista un cutremur de magnitudine mare? Sau ce înseamnă mare? Să definim mare până la urmă. Păi ce, să definim mare? Că nu, eu am pus întrebarea. Așa. Păi unde? În zonă? În zona Oltenia, da. Păi da, zona Oltenia e o zonă care va da cutremure de 5, de 6 de-a lungul istoriei. Au fost. Este adevărat că în ultimul timp nu a mai fost așa de activă ca în trecut, ceea ce mă face să bănuiesc că aceste cutremure de 5-6 au fost cutremure care au fost supraevaluate. Am înțeles. Probabil că au mai apărut pe faria Jiului, la sud, Dunărea, acolo au mai apărut cutremure de 4-4 și ceva. La Târgu Cărbunești, Târgu Cărbunești, au fost două secvențe seismice cu tremurul major de 4-5 sau 4-4. La Târgu Jiu a fost în 1943 un 5 și ceva, mai fost cu tremure de 4-6, 4-7, deci cam aici ne aflăm în zona respectivă. Deci, telespectatorii noștri de aici, din zona Oltenia, pot să stea liniștiți, nu vin dinozaurii din pământ? Dinozaurii nu. Poate cercetătorii de la București, adică ceea ce e același. Vă așteptăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru lămurile pe care le-ați dat. Vă mai așteptăm în emisiunea noastră. Mulțumesc foarte mult. Succes în continuare. Cu mare plăcere. Mulțumesc. La fel, mulțumim. Un lucru care, din ce a spus domnul profesor, să zicem că ne mai liniștește. E clar că nimeni nu poate să spună dacă vor exista Absolut. Sau nu vor mai exista cutremure. Revenind la situație, atunci în prima fază, știți că am făcut acel propunere de proiect pentru de hotărâre de guvern pentru alocarea sumelor la școli, pentru că școlile sunt prioritare, având în vedere că acolo sunt copiii noștri, sunt viitorul acestei țări.
S-a aprobat acel proiect, s-a alocat și suma. Acum urmează următoarele etape când acele clădiri vor fi reabilitate sau consolidate în funcție de fiecare ce avarii au avut. Este un lucru bun pentru că este adevărat, în decurs de mai puțin de o săptămână s-a făcut această evaluare. Da. Am avut de asemenea sprijinul doi specialiști, doi experți de la București care au venit în zonă, un expert pe cultură și un expert în construcții. Ei au venit, au făcut o primă vizualizare, o expertiză care ne-a arătat că nu am avut elemente majore, nu am avut clădiri care s-au prăbușit. E adevărat că unele dintre ele au avut avarii mai mari, unele mai mici. Esențial este faptul că s-au alocat bani de la guvern și aceste clădiri vor fi consolidate sau reabilitate, cu o singură excepție, școala de la Arcani, acolo unde s-a discutat de demolare și construire a unei noi, a unei noi locații. Așa cum vă spuneam, în zilele următoare s-au format acele comisii, s-au vizualizat toate zonele unde au fost semnalate probleme și aici discutăm de școli, de clădiri, de biserici și de acea alunecare de teren de la Târgu Jiu. Vreau să vă spun că vineri haideți s-a făcut... Haideți să discutăm și despre acest lucru, vă rog, despre alunecarea de teren în locul în care se află bazinele de tratare a apei. Da. Există posibilitatea să se întrerupă apa? Care, ce măsuri ați luat acolo? În momentul de față ele aparțin în primăriei municipiului Târgu Jiu. S-a discutat, s-a făcut acest propunere de proiect de hotărâre de guvern, s-a transmis de vineri către guvern și așteptăm să fie alocați bani pentru a interveni acolo. Pe lângă această problemă la amenajarea de zid de sprijin, s-a mai trimis și pentru grădinița cu programul la numărul 13 din Târgu Jiu și reabilitarea acoperișului de la primăria municipiului Târgu Jiu. Sunt în continuare în evaluare de comisii și alte clădiri la nivelul comunelor unde s-au produs anumite pagube și în viitor se vor trimite și aceste propuneri pentru a primi bani de la guvern. Ce vreau să vă spun? Faptul că vis-a-vis de școli știți că s-a luat acea măsură de a lăsa copiii, mai ales săptămâna aceasta sunt în săptămâna verde. Aici astăzi vreau să vă întreb, am avut săptămâna trecută școală, altfel acum avem săptămâna verde, printr-o decizie și a ministrului de resort. Însă, ce se întâmplă să știți apoi? Că decizia s-a luat și la nivelul inspectoratului școlar, la nivelul fiecărei școli în parte, cu sigur că da, discuțiile care s-au purtat. Astăzi am avut o discuție cu doamna inspector general, doamna Mlejeru, și chiar discutam de săptămâna viitoare. Școala va fi reluată la nivelul întregului județ Gorj. Acolo unde sunt probleme, și anume la Arcani, copiii vor fi relocați în două școli. Da. La Stroiești și la Câmpofeni. Li se va asigura transportul, astfel încât elevii să-și desfășoare programul de activitate în maximă siguranță. Este o prioritate pentru noi, pentru toți, ca elevii și copiii să-și desfășoare activitatea școlară în condiții astfel încât să nu fie
prechitată activitatea și ei să fie în siguranță. Spuneți-mi, vă rog, școala va fi online, veți lăsa din nou la latitudinea Consiliului de Administrație ale unităților de învățământ sau pur și simplu s-a luat decizia de a fi fizic copiii? Din ce am discutat eu astăzi cu doamna inspector general și făcând o analiză, mi-a spus că școala se va, de săptămâna viitoare va începe fizic. Elevii vor merge la școală. Nu există nicio îngrijorare din partea părinților? Adică dumneavoastră ați făcut tot ceea ce trebuie? Ați verificat școală cu școală? Totul este ok? Am vorbit cu doamna inspector general. Da? Comisiile au verificat școlile, inclusiv dânsa a fost... E adevărat că în asemenea condiții specialiștii spun punctul de vedere și este normal ca specialiștii să ne dea asigurări după verificări, astfel încât elevii să-și desfășoare programul în condiții foarte bune. Bună seara, îi spunem fostului prefect de Gorj, colonel Morega. Bună seara! Domnule Morega, spuneți-mi, vă rog, am văzut câteva declarații ale dumneavoastră în urma cutremurilor care au avut loc în zona Oltenia legate de siguranța clădirilor. Da, eu am fost rugat de mai mulți prieteni, de mai multe cunoștințe, dat fiind faptul că profesia mea de bază este inginer constructor, mai după ce am făcut arhitect, să analizez câteva construcții. Construcțiile pe care eu le-am vizualizat nu au prezentat fisuri grave care să ducă la compromiterea siguranței construcțiilor. Toate elementele constructive, stâlpii, grinzi și așa mai departe, erau într-o stare foarte bună. Asta în municipiul Târgu Jiu. În schimb, am văzut și construcții foarte afectate de cutremur. La Arcani erau dislocări masive de zidărie. Acolo era o școală care nu se prezenta tocmai în condiții optime. Turla bisericii de asemenea era deplasată. Cred că știți toată povestea, sunt cele două construcții propuse spre desfințare. Eu am fost acolo, le-am văzut și cred că biserica se poate reabilita, școala nu. Spuneți-mi, vă rog, ați făcut parte din conducerea prefectului Gorj și acum, chiar dacă sunteți de cealaltă parte, care ar fi sfatul dumneavoastră pentru cei care au acum pixul în mână și pot să ia decizii? Sunt în siguranță gorjenii? Suntem în siguranță cu toții? Ce trebuie să facem? Blocurile făcute înainte de 89, marea lor majoritate, sunt în condiții foarte bune și rezistă la cutremură fără niciun fel de problemă. Și am spus marea lor majoritate, că sunt limitele la faptul... Ce înseamnă rezistă? Ce înseamnă? Care ar fi gradul cutremurului? Eu zic că aceste blocuri rezistă fără niciun fel de problemă la un cutremur de cel puțin gradul 7. Bun. Rămân în picioare și nu sunt pierderi de vieți omenești. Cele din 89... Eu mă refer la cele făcute până în 89 și la cele la care nu s-au umblat. Pentru că sunt destul de mulți proprietari de apartamente care și-au, am mai desfințat un zid, au vrut să aibă un open space, au mai pus-o, au mai turnat o șapă, așa le-a spus lor meșterul, această șapă știind că îngreunează foarte mult structura, de fapt mai făcut așa alandala la câteva lucrări. Bun. Marea majoritate a blocurilor construite după 80 și după Revoluție încoace sunt în condiții foarte bune. Însă? Sfatul meu pentru oameni este să nu intre în panică. Deci asta este clar. Cele de după 90, care ar fi? Eu am avut și experiențe nefericite cu unii constructori. Așa. Când spun experiență nefericită, mă refer la faptul că veniseră la mine să le fac proiectul și proiectul tehnic și tale de execuție. Începuseră să se târguie cu mine, la modul că e prea mult fier, că acolo nu e buncăr, la modul că de ce îi fac stâlpul de 45, iar spus lui meșterul că un stâlp de 30 e suficient, deci efectiv au ca la piață. Bineînțeles că i-am trimis la plimbare, dar vă spun ca fapt divers ca să știți cam cum se construiește. Bineînțeles, nu toți, am zis doar unul. Dar, sau unii dintre constructori. Care vor să-și cumpere... Așa. Pe toți cei care vor să-ți cumpere apartamente în blocuri noi, da, să solicite cartea construcției.
pentru că în cartea construcției sunt trecute toate lucrările ascunse, cele care nu se văd, acolo trebuie să fie proiectul tehnic și detaliile de execuție, verificate de verificator atestat, acolo sunt programele pe faze determinate ale lucrărilor, sunt tot felul de date din acestea tehnice care le spun oamenilor că blocul a fost construit bine. În momentul în care dezvoltatorul imobiliar refuză să-ți prezinte cartea construcției, trebuie să spui un mare semn de întrebare și eventual să te reorientezi. Nu mi-ați răspuns la întrebare. Blocurile construite după 90, care ar dacă fi magnitudinea? Dacă au respectat, după 90 ar trebui să reziste cel puțin un cutremur de gradul 7. Practic n-ar fi nicio diferență. Și atunci noi cum să facem diferența? Cum să facem noi diferența între blocurile de atunci când au fost construite și blocurile de acum? Da. Noi ar trebui să fim cumpărători de bună credință și să considerăm că s-au construit așa cum trebuie și alea și astea. Dar la cele de acum, v-am zis, am mari dubii pentru că experiența mea de proiectare a inclus și astfel de interacțiuni, să zicem, nu tocmai fericite cu diversi dezvoltatori. Patul meu este cele dinainte de 89, clar, sunt bine făcute, să zicem. Cele de după să solicite automat dezvoltatorilor cartea construcției. Spuneți-mi, pe acești dezvoltatori, cine îi poate controla? Păi îi poate controla Inspectoratul de Stat în Construcții. Așa. O dată și cam atât. Și punct. Și așteptăm să vedem și ne rugăm să nu se întâmple vreo nenorocire. Evident, dar încă o dată repet, doar unul dintre clienții mei, doar cu un singur client am avut aceste probleme. Nu o să-i spun numele pentru că, mă rog. Bun, vă mulțumesc mult. Cu plăcere. Așadar, mai sunt și lucruri nefăcute. Da, este o persoană avizată care, din ce am înțeles eu, știe aceste lucruri. Dar eu cred că atunci când s-au construit, ele au fost verificate. Teoretic. Teoretic, așa este, teoretic. Pot să vă confirm și eu că atunci când au venit cei doi experți și chiar domnul Banciu, care este singur expert la nivelul județului Gorj. De ce avem doar o singură persoană? De ce nu sunt mai multe? Da, este o problemă la nivel de țară. Este o problemă la nivel de țară cu acești experți atât pe construcțiile civile cât și pe monumentele istorice. Cred că la momentul acesta s-a discutat deja la nivel de guvern astfel încât să se găsească o soluție pentru a avea mai mulți experți. Este adevărat că să ajungi expert îți trebuie o expertiză, trebuie să ai cunoștințe foarte bune pentru a putea ajunge expert. Dar revenind din acea expertiză vizuală care s-a făcut atât la nivelul municipiului Târgu Jiu cât și în celelalte zone, a fost ca și o concluzie că nu avem construcții care să fie afectate foarte, foarte rău. Bun, acum aceste cutremure, însă... Aici discutăm în funcție de, Doamne ferește, dacă vom mai avea vreun cutremur și în funcție de magnitudinea cutremurului, dar așa cum a precizat domnul Morega, ia hainele și pleacă. Nu, eu ați zice să nu... Nu pot să garantez, pentru că, în primul rând, nu sunt specialist și toate aceste lucruri trebuie discutate și precizate de către specialiști. Ei sunt cei care poate să pună parafa. Bun. Discutam cu dumneavoastră înainte de intervenția domnului Morega despre alimentarea cu apa municipiului Târgu Jiu. Da, acolo trebuie făcut un zid de sprijin, a fost o alunecare de teren. Se va interveni, eu am convingerea că se vor aloca banii și se vor începe lucrările, pentru că în situații de urgență lucrurile au un curs mult mai rapid față de situațiile normale.
se pot lua avizele, se eliberează certificatul de urbanism, iar lucrările pot să înceapă, se eliberează și autorizația, lucrările pot să înceapă, iar avizele se pot lua până la finalizarea lucrărilor. Există posibilitatea, șansa să rămână locuitorii municipiului Târgu Jiu fără apă? În alte localități s-au ridicat astfel de probleme? La momentul acesta, nu. Nu. La momentul acesta, nu. Revenim la discuție. Până în momentul de față, din acea expertiză vizuală, la nivelul județului sunt 25 de biserici care au anumite probleme, unele la turle, unele la zidărie. S-a făcut evaluarea la toate. Aici s-a trimis situația către culte și se va discuta la nivel de guvern propunerile pentru reabilitare, consolidare. Imediat revenim la discuție. Bună seara, îi spunem și purtătorului de cuvânt, Alisu Gorj, domnul Florin Chisim. Bună seara. Spuneți-mi, vă rog, ce se întâmplă mâine? Mâine se va relua exercițiul de generic, miercurea alarmelor. Este un exercițiu inițiat în anul 2017 de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Pe perioada pandemiei, știm cu toții, acest exercițiu a fost suspendat. Însă, la nivel național, s-a luat decizia ca, începând de mâine, să reluăm acest exercițiu. Dacă ne amintim, acest exercițiu constă în acționarea echipamentelor dedicate de înștiințare, avertizare și alarmare a populației, acele sirene pe care le auzeam în prima zi de miercuri a fiecărei luni. Principal urmărim să testăm aceste echipamente, precum și gradul de acoperire acustică al acestora. Probabil că pentru unii dintre cetățeni este un exercițiu deranjant sau care poate crea panică, însă nu vom putea avea un sistem performant dacă acesta nu este testat periodic și nu îi se aduc îmbunătățiri. Tocmai de aceea trebuie să avem o imagine foarte clară în ceea ce privește acest sistem și să inițiem demersuri și, bineînțeles, dacă este cazul, să luăm măsuri pentru ca acest sistem să fie unul performant. Cum este pregătit Isu Gorj în vederea, nu știu, a unui posibil cutremur? Ultimii ani, pentru toate inspectoratele pentru situații de urgență de la nivel național, au însemnat multă tehnică foarte modernă, primită prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în urma unor proiecte demarate de către Departamentul pentru Situații de Urgență. Am avut două cutremure în județul Gorj și acest lucru trebuie să ne pună pe gânduri atât pe noi, ca instituții responsabile cu intervenția în astfel de situații, și să avem planuri foarte bine stabilite pentru a interveni în astfel de situații, dar și pe cetățeni care ar trebui să știe comportamentul pe care trebuie să-l adopte într-o astfel de situație. Pentru că am văzut cu toții că atunci când s-a produs cutremurul de 5,7 pe scala Richter, s-a instalat panica. Asta este consecința faptului că oamenii încă nu sunt pregătiți, încă nu sunt foarte bine informați despre cum trebuie să se comporte într-o astfel de situație. Și în această perioadă am intensificat acțiunile de informare preventivă. Ieri și astăzi, spre exemplu, am fost în zonele aglomerate ale municipiului Târgu Jiu, am fost la Shopping City, Piața Mare, Piața Mică, încercând să stăm de vorbă cu oamenii și să-i facem cumva să se familiarizeze cu modalitățile sau comportamentul pe care trebuie să-l adopte într-o astfel de situație. Domnule Chisim, știu că la nivelul unităților administrativ-teritoriale există acea celulă pentru situații de urgență cu persoane care cu asta se ocupă. Ați făcut o inventariere? Este tot în regulă? Știu oamenii ce au de făcut? Suntem pregătiți? Nu suntem pregătiți? Ce ar mai fi de cerut guvernului? Sau nu mai avem nimic de cerut guvernului? Mecanismele sunt următoarele. Imediat după producerea unei situații de urgență majore, se activează Centrul Județean de Coordonare și Conducerea Intervenției. Este acest organism interinstituțional prin care sunt puse în aplicare cele mai urgente măsuri de restabilire a stării de normalitate. Există Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, unde sunt luate decizii și care sunt puse în practică prin acest Centru Județean de Coordonare și Conducerea Intervenției.
La nivelul fiecărei unități administrative teritoriale există un comitet local pentru situații de urgență unde pot fi adoptate măsuri pe plan local. Dar în ceea ce privește măsurile adoptate la nivel de județ, acestea sunt luate în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și puse în aplicare prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției. Premergător acestor, eu știu, situații de urgență, noi ne facem planul în care stabilim foarte clar atribuțiile pentru fiecare instituție și mai mult decât atât pentru fiecare angajat al fiecărei instituții. Bineînțeles că nu se va compara niciodată o situație reală cu exercițiile pe care încercăm noi să le organizăm și să le desfășurăm. Dar tocmai de aceea desfășurăm aceste exerciții pentru a avea capacitatea de a ne adapta situații și a face față situațiilor de urgență. Am înțeles. Vă mulțumesc mult. Vă doresc succes în continuare în activitatea dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu. Seara frumoasă. La revedere. Dați-mi voie să vă felicit pentru că ați solicitat această intervenție de la ISU Gorj. Așa trebuie să procedăm. Populația trebuie să fie înștiințată și să știe de aceste exerciții, astfel încât să nu intre în panică și să... Cu siguranță rolul media este acela de a informa populația și de a încerca să fim cât mai aproape de telespectatorii noștri și de cei care ne urmăresc. Așa. Iar în zona noastră a Olteniei este oarecum panică, deși spunea domnul Diaconescu că totuși oltenii sunt așa mai curajoși și... Da, este stăteau pentru că a apărut așa, se zice, din senin și am fost puși într-o situație în care nu m-am prins-o și cred că puțini mai sunt cei care au prins cutremurile din... Dar situații de urgență nu înseamnă doar cutremur, domnule subprefect. Așa este. Avem buncărele acelea pregătite, că știu că da, s-a făcut, în urmă cu un an s-a făcut inventarierea. S-a făcut în urmă cu un an inventarierea. S-a făcut acest plan. În principiu lucrurile sunt puse la punct. Bineînțeles că există loc și de mai bine. În orice situație trebuie să ne gândim să facem lucrurile cât mai bine. Din punctul meu de vedere, prevenția este un factor esențial. Și aici trebuie să aprofundăm un pic și să pregătim populația pentru orice fel de situație. Ne spunea în seara unuia dintre cutremure primarul municipiului Târgu Jiu, domnul Marcel Romanescu, că la nivelul orașului Târgu Jiu există o capacitate de a caza doar maxim 3.000 de târgujieni. Ce facem cu restul? Aici discutăm în funcție de situație. Eu cred că se pot găsi mult mai multe locuri decât 3.000 de locuri de cazare. Avem posibilități. Se lucrează la acest lucru. Am discutat cu domnul comandant de la ISU vis-a-vis de acest program. Am discutat la nivelul managerului de spital cum să acționăm. Deci lucrurile, eu zic că se știu și se știe cum va trebui să acționăm. Totul rămâne în funcție de situație. Noi, așa cum preciza și specialistul de la INFP, da, sperăm să nu mai avem parte de cutremure de o magnitudine mai mare de 5,6. Sau și mai bine, cum spunea un alt specialist, să plece roiul de aici, de la noi, nu? Da, să plece roiul. Dar tot nu ne ajută cu nimic, că noi tot în România suntem. Unde să plece roiul? Asta e întrebarea. Toți trebuie să fim pregătiți și eu cred că la momentul acesta și sunt convins că la acest moment lucrurile se vor schimba. Atât în privința nomenclatorului privind construcțiile, la cum se vor executa în perioada următoare construcțiile, la nivelul întregii țări. V-ați gândit să verificați, așa cum spunea domnul Morega,
anumite imobile, mai așa, în amănunt, să discutați cu inspectoratul pentru... Da, se fac în continuare verificări, chiar și astăzi am avut o solicitare de la cineva, am discutat cu domnul director de la Inspecția în Construcții și s-au dus să vadă care este situația. Din ce am discutat și din analiza făcută la nivelul instituției prefectului și cu experții de la București, cu domnul Banciu, cu domnul director de la Inspecția în Construcții, nu avem probleme majore. Deci nu au fost semnalate probleme majore la când vorbim de structura imobilor. E un lucru îmbucurător. Este un lucru îmbucurător. Oricum, și în continuare se vor face aceste expertize. E adevărat că ele sunt expertize vizuale. O expertiză tehnică presupune și altceva. Dar din experiența dumnealor, din ce am discutat cu ei, și această expertiză vizuală este benefică pentru că ei observă anumite lucruri. Când sunt situații mai grele, când discutăm de modificări de structură, atunci este necesar să se facă o expertiză și cu aparatură. Am văzut că au venit specialiștii de la Institutul de Fizică a Pământului, au montat câteva aparate, am văzut și ceva declarații cum că anumite primării nu au vrut să achite acolo taxă pentru lumină de 10 lei pe lună, modică, nu? Pentru a rămâne un aparat să testeze mișcările tectonice. Ce facem de acum înainte? Eu cred că în momentul de față cei de la institut, dacă au trimis numai acel echipament, așa consideră dânsii, că numai în acea zonă, dar probabil... Păi nu, că asta era și declarația. Anumite echipamente au fost trimise după cutremurul din vară și nu toate primăriile au fost de acord să achite o taxă pentru curentul electric. Acolo, nu că aveau nevoie pentru aparatul respectiv. Eu zic că acolo unde au fost montate n-a fost niciun fel de problemă. N-a fost niciun fel de problemă și nu cred că va fi vreo problemă dacă cei de la institut vor să mai monteze la nivelul județului Gorj și altă aparatură. Probabil a fost perioada asta așa un pic agitată și cei care au sau poate de fapt a fost o lipsă de comunicare. S-ar putea să fi fost mai mult o lipsă de comunicare, să nu fi discutat cu factorii decizionali în momentul când au trimis acel echipament. Eu nu cred că se va opune cineva să nu montezi echipament astfel încât să avem date cât mai tehnice și care să ne ajute în evaluarea acestor seisme care s-au petrecut la nivelul... Partea bună care ar fi după aceste cutremure? Investițiile în clădiri și reabilitarea? Mai multe controle. Partea cea mai bună este faptul că nu am avut pierderi de vieți omenești. Și cea mai bună parte, într-adevăr. Asta este partea cea mai bună. Iar de asemenea nu am avut probleme majore la structura construcțiilor. Partea, să zicem, bună. Toate sunt părți bune, pentru că până la urmă când investești și îți faci o structură de consolidare la locuințe, la case, este un lucru esențial. Acum cu toții știm și am văzut. Zona Gorjului cu siguranță va deveni o zonă în atenția seismologilor și măsurile vor fi altele. Investiții ceva mai așteptăm la Gorj? Acum pe final de emisiune. Investițiile sunt investițiile care sunt pe PNRR, sunt pe Angel Salini. Da. Ați văzut că aici Partidul Social Democrat prin președintele Mihai Weber, cât și președintele Consiliului Județean Codin Popescu, cât și
domnul senator Rujean Cristinel, cât și domnul deputat Manta. Sunt permanent preocupați de a aduce noi investiții, de a depune primarii proiecte pentru a avea investiții la nivelul județului Gorj. Județul Gorj trebuie să se dezvolte. Este un județ tot ați amintit de politică, nu, atunci nu reușesc să nu vă adresez o altă întrebare legată tot de politică. Credeți că va avea loc rocada? Știu, colegii spun un minut. Cu siguranță există un protocol și eu cred că va avea loc rocada. Partidul Social-Democrat îl vedeți tot la guvernare sau deja? Știți cum e în politică? La momentul ăsta există un lucru, este posibil orice și atunci, dar eu am convingerea că Partidul Social-Democrat este un partid care s-a preocupat în permanență pentru a promova investițiile, pentru a ajuta populația, pentru a mări salariile, pentru a Aici revenim la subiectul acesta, deci, accesibil, pentru că e mult de discutat. Este un subiect, da, este un subiect cel politic. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența noastră. De discutat. Încă o dată aș vrea la final, pentru că s-ar putea să avem telespectatori care n-au văzut de la început emisiunea, mâine la nivelul județului Gorj va avea loc acest exercițiu de înștiințare, avertizare și alarmare a protecției civile. Populația să nu se alarmeze. Deci, pe românește, mâine vor suna alarmele, este doar un exercițiu, dragi spectatori, nu vă speriați. Mâine este 1 martie, să aveți o primăvară minunată și nu uitați, rămâneți pe MTV pentru că așa este. Vă mulțumesc mult. Și eu vă mulțumesc mult.